Dragii mei, astăzi ne vom uita cu ajutorul Domnului la David, rugăciunea de pocăință a lui David. Săptămâna trecută ne-am uitat la Solomon, la băiatul lui. Vreau să vă spun că, dacă vă amintiți pasajul din 2 Samuel, capitolul 11, acest psalm pe care fratele Cornel a citit, a fost scris după ce David a căzut în păcat. Mi-este greu să predic astăzi pentru că e un subiect foarte dificil. Cum adică? Poate cădea un sfânt în păcat? Da, dar vreau să subliniez un lucru foarte important. David a căzut în păcat, n-a trăit în păcat. Se poate să cădem în păcat și, dacă îmi permiteți în introducere, aș citi un verset în anul următor, pe vremea când porneau împărații la război. Vă rog să subliniați cuvântul pe vremea. David a trimis, nu a plecat de el, a trimis pe alții. David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și ascultați, și tot Israelul. O zis David, mergeți voi. Rămâne singur acasă. Mergeți numai voi toți. Eu rămân acasă singur. Dragii mei, știți ce m-am pus întrebarea? Mergem noi la război sau trimitem pe alții? Mă gândeam la mărturia care fratele o depus-o aici. Există o vreme pentru toate, să știți. Există o vreme când mergi la spitale și vizitezi pe alții bolnavi și tu ești sănătos și sunt vremuri în viață când te vizitează alții pe tine. Există o vreme când ai rezervorul plin la motorină și poți să mergi în misiune. Și există o vreme când poate nu mai poți să mergi în misiune, chiar dacă ai rezervorul plin, că nu mai ai poate sănătatea care ai dorit să o ai. Dragii mei, n-ar vrea să uităm acest aspect, că suntem într-un război. Îmi spunea un frate slujitor, săptămâna trecută a fost într-un anume loc din țară, la o binecuvântare de copii, și îmi spunea frate Cristi, în timpul predicii m-am oprit din predică, pentru că Duhul Sfânt mi-a spus, vorbește despre iertare câteva minute. Am vorbit despre iertare. Cum să predici la binecuvântare despre iertare, la binecuvântare de copii? O zis și am simțit îndemnul. M-am oprit din predică, am predicat despre iertare câteva minute, m-am întors din nou la copii și am continuat. Fratele slujitor respectiv și-a sunat soția la sfârșit, cum sunt copiii acasă? Păi zice, unul a căzut de pe scaun, s-a lovit la nas, la gură, ieșit sânge din gură, din nas. Un alt copil a căzut de pe scări, are aici un cucui foarte mare, cât un ou de găină. Și fratele alea a înțeles un lucru, că suntem în război, în luptă. Și a zis, nu știu, că da, am predicat despre iertare, despre copii. La ora 12, fratele a primit un mesaj respectiv de la fratele care a ținut binecuvântarea, de la tatăl copilului, și a spus către fratele respectiv, frate, toată biserica s-a întrebat de ce te-ai oprit din predică și ai vorbit despre iertare. O să-ți la sfârșitul programului unul din cumnații mei a ieșit afară. Și am mers direct la sora lui cu care era certat de multă vreme. Am îmbrățișat-o și a zis, dacă mor cumva în seara asta, eu vreau să ajung în cer. Nu vreau să mă mor neîmpăcat. Pentru că fratele spusese o mărturie atunci despre oameni care au murit, neiertându-se. Dragii mei, vreau să vă spun, indiferent ce se întâmplă cu copiii acasă, indiferent ce se întâmplă cu noi, noi suntem într-o luptă foarte mare. Și vreau să vă motivez astăzi. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Amin? Că dacă David era la rugăciune pentru Ioab, n-ar fi căzut în păcat cu Batșeba, să știți. Și mai spun ceva. Dacă soția Batșeba lui Urie, în loc să fie la piscină, era nădăiță la rugăciune, nu i-ar fi murit copilul pe care l-a făcut cu David. Există o vreme pentru toate, să știți. Și spune o cântare, există un timp pentru toate și orice lucru și are vremea lui. Există o vreme când e sus și alții jos și Dumnezeu se uite cum îi tratezi pe ea care e jos. Și există o vreme când alții sunt sus și tu e jos și Dumnezeu v-a îngăduit să fii tratat la fel. Există o vreme când copiii ți-s mici și poți să te uiți în familiile altora și să le bași la alții de vină și să uiți de tăi. Și există o vreme când copiii ți-s mari și problemele devin mari și nu mai ai timp de alții. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la riscurile căderii în păcat. Care sunt riscurile căderii în păcat? Că vor spune unii, bun, dacă David o căzut în păcat, las că o să cad și eu. Că Domnul e bun și iartă. În primul rând, primul risc al căderii în păcat, și mă uit la psalmul care s-a citit, este pierderea Duhului Sfânt. Spune în versetul 11, nu mă lepăda, Doamne, de la fața ta și nu lua de la mine. Duhul tău
Pentru aia e Duhul Sfânt, că nu poate sta cu păcatul. Duhul Sfânt. Dragii mei, vreau să ne uităm în Efeseni, capitolul 4 cu 30. Efeseni 4 cu 30. Să nu întristați pe cine? Poate întristez pe un slujitor, că n-ai ascultat, poate întristez pe soție sau pe soț. Dar dincolo de asta este Duhul Sfânt care e permanent între noi și cu noi. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Această pecete, Pavel o compară în altă parte cu o arvună, cu un avans. Cu un avans. Cu un acont care îl dai la un apartament. Și dacă cel care a vrut să vândă apartamentul s-a răzgândit? Dragii mei, sunt păcate mici care produc Duhului Sfânt întristări mari. Să știți. Acest verset este legat de Efeseni, capitolul 4, cu 31. Când zice, mă, David a căzut în curvie, cum să nu fie Duhul Sfânt întristat, da? Dar uitați, păcate mici. Am citit versetul 30 și din 30 sare apostolul Pavel la 31. Orice amărăciune poate întrista pe Duhul Sfânt. Orice iuțeală. Orice mânie. Mai are biserica multe lesionului de lucru în aceste domenii? Doamne, ai milă de noi. Orice strigare. Ce ușor strigăm că nu e gata mâncare. Și uităm ce greu se face o mâncare. Orice clevetire și orice fel de răutate. Că poate nu te-ai răzbunat pe cineva. Dacă îți ți-a rupt drujba să le împrumuți, ai spus că nu poți să o dai. Nu te-ai răzbunat. Nu i-ai făcut rău. Dar nici bine nu i-ai. Ai fost rău cu el. Când îți ți-a rupt să le împrumuți cu ceva bani, ai spus că nu ai, poate aveai 1000 de euro puși deoparte. Orice răutate să piară din mijlocul vostru. Dragii mei, Duhul Sfânt nu pleacă de la prima cădere. Acum să nu înțelegem greșit că ne-am mâniat și Duhul Sfânt a plecat. Nu. Problema e că de la cădere în păcat putem ajunge în câteva timp, în luni de zile sau un an de zile, la trăire în păcat. La trăire în păcat. Și în momentul acela, Duhul Sfânt pleacă. O să întrebați, bun, și dacă pleacă Duhul Sfânt, ce am pierdut? Vreau să vă spun patru lucruri, și sunt mai multe. Patru lucruri pe care le pierdem când Duhul Sfânt pleacă de la cineva. În primul rând, când Duhul Sfânt pleacă, Romani 8 cu 14, pierdem călăuzirea Lui. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Mă duc aminte de un frate din țară, îmi mărturisea, era plecat la o nuntă, se servea supa și Duhul Sfânt, acum să nu credeți că auzit cine știe ce voce, Duhul Sfânt, efectiv, în inimă i-a vorbit. Nu mai stai la celelalte feluri de mâncare, te ridici de la masă, pleci în Cluj, el era undeva la vreo 100 de kilometri. Era sâmbătă, la ora 4. Pleci în Cluj și pui 1000 de lei din partea mea, au spus Duhul Sfânt, dragi mei, frate, pentru o familie, și i-a spus familia care. Doamne, dar cum, dar vin la nuntă, o zis, fratele, am slujit, am vrut să rămân la masă. Și Duhul Sfânt a insistat, călăuzirea Duhului Sfânt. Fratele, dau mâna cu slujitorii, trebuie să mă retrag, am ceva de făcut. La 7.45 ajuns în Cluj, la 6.45, la 7 se închidea ultima bancă din Cluj, BRD, care era mai era deschisă. A pus banii aceia, a sunat la cineva, a dus și a dus la familia aia, a dus în o călăuzită, cred că de la Domnul. Dragii mei, minunea știți care a fost? La ora 4, când Duhul Sfânt îi spunea, ridică-te de la masă și du banii aceia, în celălalt colț de țară unde au ajuns banii, stătea pe genunchi un tată, la ora 4. Și spunea, Doamne, dacă până duminică seara, maxim luni dimineață, nu-mi trimit acești bani ca să plătesc o datorie, eu nu mai am nicio ieșire din această situație. Seara, sâmbătă seara, de la un bancomat, s-au scos acești bani, au fost duși acelei familii și plângea fratele în prag și spunea, avem un Dumnezeu care lucrează. Slăviți să fie Domn. Faceți urori. Pentru aia trebuie să trăim în sfințenie, să nu pierdem călăuzirea Duhului Sfânt. Fiecare pas, nu spune o cântare, orice pas, Iisus mi-l conduce. Slavă Lui! Mană sfântă din cer îmi aduce, slavă, aleluia-i cântarea mea. Lui Iisus mereu voi cânta. Cu pace mi umple El inima, slavă Domnului! E un risc. În caz în păcat și apoi poate trăiești în păcat, să pierzi călăuzirea. Dacă pierzi Duhul Sfânt, pierzi călăuzirea. Apoi pierzi roadele Duhului Sfânt. Să nu te aștepți de la un om care trăiește în păcat, să iubească, să fie răbdător
Înfrânarea poftelor mai înseamnă și autocontrol, să se controleze? Nu. Nu te aștepți. Apoi pierzi darurile Duhului Sfânt, care sunt date pentru zidire. Un om care trăiește în păcat, dragii mei, nu va mai avea cuvinte de zidire. Nu va mai avea gesturi de zidire pentru cel de lângă el. Apoi când pierzi Duhul Sfânt, pierzi un al patrulea lucru. Roman 15:13. Pierzi puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu îl nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari. Dragii mei, tăria noastră depinde de puterea Duhului Sfânt din noi. Să știți. De aceea spun, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu, eu totdeauna când pun, nu știu, mi-a intrat în instinct și orice mai, oricine cred, nu? Când servești pe cineva cu un pahar de apă, o să fie curat, mă. Când pui cenușă, de exemplu, trebuie să luăm de la cazan cenușa, o pui într-o găleată. Nu mergi să speli găleată înainte. Că e cenușă. Dacă îmi pui apă curată, Dumnezeu lasă Duhul Sfânt într-un vas curat. Pentru aia e bine să nu îl pătăm. Doamne, dă-ne putere la asta. Apoi, dragii mei, un alt risc al căderii în păcat este faptul că putem pierde, pe lângă Duhul Sfânt, putem pierde bucuria mântuirii. Putem pierde bucuria mântuirii. Versetul 12. Dă-mi iarăși, spunea David. David, nu pierdu mântuirea. E diferență între a pierde mântuirea și a pierde bucuria mântuirii. Când cazi în păcat, nu pierzi din prima mântuire. Că Dumnezeu poate are metode să te aducă, să te pedepsească, să te aducă înapoi. Dar pierzi bucuria. E adevărat că dacă vei trăi în păcat, vei pierde și mântuirea. Dragii mei, vreau să vă spun că bucuria noastră, cea mai mare, nu e bucuria când ne luăm o mașină nouă. Asta e o bucurie care oricine o are. Și un ateu are o bucurie când ia mașină nouă, nu? Sau te muți într-o casă nouă. Bucuria noastră cea mai mare este faptul că Dumnezeu ne-a mântuit pe toți. Slăvit să fie Domnul. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu ne cere să rămânem în mântuirea aceasta. Și mai multe versete nu mai am timp să le dau, 1 Corinteni 15:2, mai sunt și în alte versete, dar în Evrei, dacă rămâneți, da, așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut. O zis Pavel, mă lupt, ca nu cumva după ce am propovăduit, altora eu însumi să fiu lepădat. Nu? Dragii mei, la Habacuc, uitați-vă să vedeți, Habacuc a pierdut tot ce avea material. Dar bucuria mântuirii a rămas. Și sunt oameni care au tot material și nu au bucuria mântuirii. David, ca și împărat, avea tot ce vrea material, să știți. Tot. Dar când a căzut în păcat, David a zis, nu mai simt bucuria. Nu mai simt bucuria. David a înțeles, bucuria mea nu stă în valorile materiale care le am. Că poți să ai pormoneul plin și inima goală. Și uneori am întâlnit oameni cu pormoneul gol, dar cu inima plină de bucurie pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, bucuria unui sfânt nu stă în ceea ce are pe masă, ci în ceea ce are în inimă. Să știți. Omul care cade în păcat, întotdeauna îl vei vedea supărat. Și aș spune că e o stare bună să fii supărat când ai întristat printr-un cuvânt, printr-o bârfă, printr-o iuțime, prin cine știe ce. E bine să fii supărat, nu? Dacă nu e supărat, spune aici în versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, așa, și am făcut ce este rău. Asta e o stare de supărare, da? De întristare. Dragii mei, păcatul pe care l-am făcut ieri, de care nu ne pare rău, îl vom face și astăzi și mâine. Pentru aia e bine când mergem la mărturisire. Mă întreba cineva, frate, Christ, ce să mărturisesc? Și am zis, mărturisirea înseamnă să spui ceea ce nu vrei să spui. Mărturisirea înseamnă să spui ceea ce nu vrei să spui. Păi am făcut de toate, ia-le pe rând. Spune Domnului și nu e suficient să spui. Că dacă fata mea vine la râzând, tati, am spart geamul și râde. Nu e suficient ca să mărturisesc. Păi dacă ei nu-i pare rău, că o spar geamul, nu? Mâine va sparge toate geamurile din casă. Pentru aia îmi place foarte mult de David. La rugăciunea lui David văd o părere foarte mare de rău. O pierdut bucuria și în locul bucuriei o venit întristarea aceea. Doamne, te-am întristat, te-am supărat. Omul, dragii mei, care umble cu Dumnezeu este un om sensibil. El nu poate scoate o vorbă acum care nu e la locul ei și să zâmbească apoi, să se bucure. Nu se poate face asta. El va fi întristat și o întristare bună, nu? Petru a căzut în păcat. La fel, subliniez, Petru a căzut în păcat, n-a trăit în păcat. Iuda a trăit în păcat 3 ani jumate. Pentru aia, Iuda nu s-a mai putut pocăi, că trăirea în păcat duce la împietrirea inimii.
Vei spune, da, dar Dumnezeu i-a împetrit inima lui Faraon. Spune Biblia că mai întâi Faraon și-a împetrit inima și apoi Dumnezeu i-a împetrit. Dragii mei, mă uit la Petru, atât de mult îmi place de Petru. Nu zâmbește după ce greșește, după ce face acel lucru rău. După ce se jure că n-a umblat cu Iisus, nu iese afară la râsete și la glume, ci merge și plânge cu amar. Că gustul dulce al mântuirii se păstrează numai cu lacrime mare, să știți. Doamne, mai dă-ne lacrime mare. Dragii mei, un păcătos se bucură când păcătuiește, un pocăit se întristează când păcătuiește. Mai sunt întristare? Eu spun din toată inima, Doamne, dă-ne din nou bucuria mântuirii. 3. Un alt risc care îl avem când cădem în păcat este pierderea curăției morale sau a inimii. Da? Versetul 10. Zidește în mine, Doamne, o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Spune versetul 2, spală-mă, dar eu vreau să mă întreb, nu se spălau împărații? Dragii mei, o vin la mine acasă astăzi un frate foarte scump, dar era tot murdar de la muncă. Și lui, frate de Crist, nu vreau să intru că murdăresc. Am zis, frate, cu oamenii care sunt murdari pe afară când lucrează, dar scurați în inimă, vreau să am legături. Dar sunt oameni care poate sunt foarte curați pe afară, dar poate că în inimă au fel și fel de păcate. Zic, Doamne, spală-le și pe afară și pe înăuntru, astăzi. Dragii mei, spune-mi, Matei, cum arată o inimă murdară? Hai să vedem cum arată o inimă murdară. O inimă unde nu s-a făcut curat de mult. Matei 15 cu 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase și hulele. Cel puțin 3 din aceste aspecte le-a avut David în ziua când a păcătuit. Pentru aia e foarte important să facem curat în inimă. Dacă sunteți atenți aici. David a acceptat mai întâi să-i fie pătată inima cu un gând rău. Gândurile rele. S-a gândit David, măi, zice, oricum ai plecat la război, zice, asta e frumoasă, e gândul rău. Exact ordinea, uitați-vă, ordinea. Prea curvia apoi și apoi mărturia mincinoasă. Mărturia mincinoasă. Dragii mei, Iisus spunea că putem arăta pe exterior curați și totuși să fim murdari pe dinăuntru. Matei 15 cu 20. Iată lucrurile care spurcă pe om. A spus Iisus Hristos, da? În versetul 19, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Pentru că fariseii au ajuns la o religie în care se uitau să vadă dacă ai cumva unghiile negre, dacă cumva nu ești spălat pe mâini, dacă cumva nu ești curat. Ei erau foarte curați pe afară. Dar au spus, Doamne, voi sunteți niște morminte văruite, pentru că sunteți curați pe afară. Dar pe dinăuntru, zice, sunteți plini. Dumnezeu spunea prin Iisus Hristos fariseilor și cărturarilor, voi dați zeciuială din ismen, da, din ismă, din mărar, din chimen, din fel și fel de plante. Dar zice, mila, dreptatea, nu o făptuiți. Eu spun astăzi, Doamne, dă-ne o inimă curată. Să ne schimbe Domnul inima, să ne facă azi o operație de inimă. Dragii mei, să știți că până ce Dumnezeu nu lucrează la inima, cum spunea fratele care a avut mărturie astăzi aici, poți să cânți în cor. Să cânți în cor, să cânți în fanfară. O, câți tineri n-am întâlnit. Să slujești. Samuel spune în 1 Samuel, capitolul 2, sluja Domnului și nu cunoștea încă pe Domnul. Poți să slujești și să nu cunoști pe Domnul. Pentru aia e foarte important să-ți dea Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu o inimă curată. Să nu uităm, dragii mei, dacă cădem în păcat, putem pierde Duhul Sfânt, apoi putem pierde curăția inimii. Și spune, vorbeam apoi că putem pierde bucuria mântuirii. Haideți să ne uităm la rugăciunea corectă a celui care a căzut în păcat. Cum poate fi iertat omul acesta? Cum poate fi iertat? În primul rând, mă uit la David, dacă vrei să capezi la Dumnezeu iertare după căderea în păcat, cere mila lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeu. Haideți, vreo, avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. A spus Traian Dorus într-o cântare, nu pleci de la mine, Iisus. Strigă inima spre alții. Putem să zic că Traian Dorus la alții le dai bani și mie nu, la alții le dai mașini frumoase și mie nu. Nu s-a uitat Traian Dorus la asta. Spre alții vergi milă de sus. Fă-mi și mie așa. Frate, surori, atât de mult îmi place de David în versetul 3. Zice, căci îmi cunosc bine
Am întâlnit oameni care știu foarte bine cum a păcătuit fata nu știu cui, soția nu știu cui. Cunosc foarte bine oamenii, păcatele altora. V-au zis David, eu îmi cunosc bine fără de legile mele. Dacă vrei să ai parte de mila lui Dumnezeu, haideți să ne facem azi un inventar. Care sunt domenii la care le-am probleme? O zis David, Doamne, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Nu? Evrei 4 cu 15. Evrei capitolul 4 cu versetul 15. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, slăvit să fie Domnul. Mai ai nevoie de mila lui Dumnezeu? Dragii mei, vă aduc aminte de Bartimeu, un om care era orb și totul nu știu de la Dumnezeu bani. O zis, ai milă de mine, fiul lui David. Că oamenii îmi dau bani, dar eu tot aici în șanțul ăsta trebuie să stau. Oamenii îmi dau medicamente, dar tu dai sănătate. Oamenii îți pot da un pat, dar numai Dumnezeu îți poate da o odihnă. Îmi spunea cineva, astăzi mă pun să mă culc, să obosit, nu mai pot și nu pot să dorm. Și am pat, confortabil. Oamenii îți pot da o casă, Dumnezeu îți poate da un cămin. Slăviți să fie Domnul, nu? O zis Bartimeu, Doamne, ai milă de mine, nu? Ai milă de mine. Vameșul în templu. Nici privirea nu și-o ridicat de jos. Nici privirea nu și-o ridicat de jos. Dar au zis că cerea milă. Doamne, ai milă de mine. Mă gândesc la bogatul din Luca 16 și el a cerut milă și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă. Dar prea târziu. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Iisus Hristos are îmbrăcată haină de milă. Cât timp trăiești, Iisus e îmbrăcat în haină de milă. Vine o zi când Iisus va îmbrăca haina de judecător. Este o vreme, poate când, au fost momente, când câte un președinte s-a îmbrăcat în haine de țăran și a mers pe la sate. Și oamenii aveau curajul să-i ceară ceva, că era îmbrăcat ca și ei. Și este o vreme când președintele poartă haina care o poartă, sau judecătorul poartă haina care o poartă și cu greu te mai poți apropia de el. Pentru aia, haideți să cerem astăzi milă, câte vreme Dumnezeu încă ne dă milă. Slăviți să fie Domnul! Dacă vrei să ai iertare, imploră mila lui Dumnezeu. Doi, recunoașteți, mărturisește-ți păcatele. Spune aici, în Psalmul 51, da? Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Vreau să vă spun, dragii mei, că Iisus știe păcatele fiecare de aici. Dar vreau să văd dacă și noi le știm. Iisus știe păcatele noastre. Asprimea lui Dumnezeu se arată întotdeauna celor fățarnici. Am înțeles când stăteam în rugăciune și mă gândeam la acest cuvânt, Dumnezeu în Evanghelie, prin Iisus Hristos, nu a avut de furcă cu cei care erau cei mai mari păcătoși, ci cu oamenii care erau fățarnici. Nu vi se pare interesant că preoții cei mai de seamă și cărturarii n-au crezut în el și o femeie păcătoasă a crezut în el? Știți ce a făcut diferența? Preotul ăla de seamă și cărturarul nu au putut să recunoască ce-i în el. O zis, dacă oamenii au imaginea asta de pe mine, că eu sunt un învățat al legii, cum să mă recunosc eu în fața asta că eu sunt prăpădit? Dar aia stricată, femeia aia stricată, o zis, Doamne, asta sunt, mă știu tot că așa sunt. Eu nu mă dau drept alta. Și-o venit cu lacrimi și-o plecat acasă mântuit. Așa să plecăm acasă mântuit în seara asta. Dar pentru aia, dragii mei, Dumnezeu vrea să vadă... Ai două variante. Îți dă Dumnezeu asprime sau îți dă milă. Îți dă Dumnezeu asprime când te uiți la păcatele altora și ale tale ascuns și îți dă Dumnezeu milă când te rogi și pentru alții și pentru tine. Doamne, ajută-ne la asta. Întâi Împărați, capitolul 14 cu 6. Fiecare avem în noi tendința asta să ne dăm drept alții. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, cum pășa femeia asta de încrezătoare, nu? Ca și cum n-ar fi fost nimic. O făcut gălăgie cu pașii. Poate cine știe, era și pe niște tocuri foarte înalte și s-a auzit foarte bine. Intră nevasta lui Roboam. Ăsta era, nu mai vedea bine fizic, dar avea niște ochi spirituali, Ahia. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri cu milă, nu? Nu. O zis Dumnezeu, pentru că te dai drept alta, pentru tine am asprime. Și pentru ăla care își recunoaște păcatul, am milă. Doamne, dă-ne mila ta astăzi. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei,
Îmi place de David. Puteți să zică lui Nathan, să nu care cumva să mai zice la careva că te bagă la pușcărie. Psalmul ăsta a fost scris în cele 7 zile de post ale lui David. Așa am înțeles de aici. Făcut când a venit la el prorocul Nathan după ce intrase David la Batșeba. Aceste titluri sunt păstrate din originalul Bibliei. Celelalte titluri din Noul Testament și alte titluri s-au pus de către scriitori. Aceste titluri sunt păstrate din original. Psalmul acesta l-a făcut David și apoi l-a trimis la cântăreț și a zis, uitați-vă toți la păcatul meu. Puteți să zică, David, eu nu vreau să afle nimeni ce am făcut. Dragii mei, omul care se pocăiește nu se supără când cineva a aflat despre păcatul lui. Și ăla care ține mult la imaginea lui nu va avea mila lui Dumnezeu, să știți. Îmi place mult de David. Pentru aia a spus Dumnezeu, asta e om după inima mea, că și-a recunoscut greșeală, și-a recunoscut păcatul. Nu încerca să-l ascundă, nu încerca să-l mituiască pe Nathan. Vezi că te fac proroc peste tot Israelul. Îți dau și cine știe ce bunuri materiale, numai să nu spui la nimeni. Nu, nu. O zis David, ăsta sunt, am păcătuit. Dragii mei, Dumnezeu nu se uită la gravitatea păcatului, ci la adâncimea pocăinței noastre. Vreau să înțelegem lucrul ăsta foarte clar astăzi. Că s-ar putea eu cu bârfă să zic, mă, un păcat mic, nu mă pocăiesc în veci. Și altul, o căzut în preacurvire, s-a pocăit să prindă mântuirea. Și eu cu bârfă să nu prind mântuirea niciodată. Dumnezeu se uită nu la gravitatea păcatului, ci la cât de adânc te-ai pocăit tu și la cât de adânc m-am pocăit eu. Apoi, 3. Cere iertarea lui Dumnezeu. Ai cerut milă, te-ai mărturisit, cere iertarea lui Dumnezeu. Dragii mei, iertarea vine în urma milei, să știți. Matei 18:27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Îi mulțumim Domnului că nu i-a iertat datoriile. Să știți că ce prețul din Kaufland pentru un căruț cu ulei și cu orez și mai știu eu cu ce, e mic față de prețul pentru păcate. Să știți. Dragii mei, iertarea vine în urma mărturisirii. Spuneam aici despre mărturisire. Psalmul 32:5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Poate sunt multe versete și poate pe unii plictisesc. Dragii mei, dacă suntem sedimentați în Biblie, diavolul nostru ne poate fura, să știți. Aș putea veni cu povești aici, dar vreau să venim cu versete biblice. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice. Vă rog să subliniați cuvântul iertare. Dumnezeu ne iartă. Dar am spus condiția, mărturisirea. Și 4, la al patrulea rând, dacă vrei ca Dumnezeu să te ierte. Și dovada cea mai mare că Dumnezeu m-a iertat este faptul că de astăzi voi trăi în sfințenie. Amin? În Ioan capitolul 5:14, atât de mult m-am întrebat ce înseamnă versetul ăsta, până la seară nu l-am înțeles, vă spun sincer. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dumnezeu pe omul ăsta l-a iertat, da? L-a mântuit și trage un semnal de alarmă, cum trage omul care e în tren, da? Omule, te-ai făcut sănătos. Și acum toți veți zice, mă, ce se poate întâmpla mai rău? Iar să îmbolnăvească? Da, au fost cazuri când a venit boala. Vreau să vă spun, dragii mei, că știți ce poate fi mai rău decât boala fizică? Boala păcatului în care să nu mai ai niciodată harul întâlnirii cu Iisus. Aia poate fi mai rău decât orice altceva. Asta înseamnă să nu se întâmple ceva mai rău. Putea omul ăsta să cadă din nou în păcat, să se îmbolnăvească din nou și spiritual și fizic, și niciodată în viață Iisus să nu mai treacă prin biserica lui, prin satul lui. Și aia era ceva mai rău. Dovada că am fost iertat de păcatul de ieri este faptul că astăzi trăiesc în sfințenie, nu? Doamne, ajută-ne la asta. Mă apropii de încheiere, spunându-vă că cineva va putea spune din sală, frate Cristi, mă bucur de mesajul din seara asta, am înțeles că pot să păcătuiesc, nu mă duc, cer mila lui Dumnezeu, mă mărturisesc la frați, cum fac cei mai mulți, nu? La Revelion. Și din 1 ianuarie începe de la început. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte clar și vreau să trag un semnal de alarmă pentru toți din biserică. Pe mine personal, acest cuvânt care Domnul mi l-a dat, mi-a vorbit mie mai întâi. Dumnezeu iartă păcatul, dar nu îndepărtează consecințele păcatului.
E diferență între un om din lume care habar n-a avut de Dumnezeu și un om care a venit-o la botezul și apoi trăiește din nou în păcat. E mare diferență. 2 Samuel, capitolul 12 cu 13. Uitați ce spune aici David către Natan. Am păcătuit împotriva Domnului și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul. Ce înseamnă iertarea? Păi plată păcatul, este moartă. Dumnezeu nu l-a omorât pe David pentru păcat. Dumnezeu l-a iertat. Dar, consecințele, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l huliască, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Dragii mei, spunea cineva tare frumos și mi-am scris aici să nu uit, păcatul întotdeauna te va duce mai departe decât vrei să mergi. Te va costa mai mult decât ești gata să plătești și te va ține mai mult decât ai vrut să stai. Vreau să vă spun că diavolul n-are treabă acum cu unul care e în discotecă. Diavolul n-are treabă cu unul acum cu unul care își bate nevasta. N-are treabă diavolul cu el, că oricum e a lui. Diavolul are treabă cu cei care vin aici, care vor să trăiască în sfințenie. Toate săgețele ne îndreaptă spre noi. Dar avem scutul credinței și Doamne, apără-ne! Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, Dumnezeu iartă păcatul. Dumnezeu iartă pe un fumător, dar nu-i vindecă plămânii. Dumnezeu iartă păcatul, dar consecințele rămân. Dumnezeu poate ierta pe unul care a obârfit, s-a pocăit, dar cuvintele alea Dumnezeu nu le face să nu-și mai aducă aminte nimeni de ele. Nu. Au rămas, consecințele au rămas. Vreau să vă spun astăzi că pedeapsa pentru păcat este în funcție de cunoștința pe care am avut-o. Pedeapsa pentru păcat. Una e să îți spargă copilul de 2 ani, nu? Hai că pentru că o spart o vază, dar nu pedepsim copiii pentru lucrurile acestea. Pedepsim copiii pentru lucrurile morale, pentru minciună, pentru furt. Nu pedepsești copilul că ți-o spart vază. Sau că ți-o aruncat televizorul din casă. Slavă Domnului dacă ți-o făcut asta. Înțelegeți? Slavă Domnului. Da? Deci nu pedepsești copilul pentru asta. Dar pedepsim copiii pentru lucrurile morale. Acum fac o diferență. Una este să te minte copilul de 3 ani și alta este să te minte copilul de 14 ani. E mare diferență. E mare diferență. Dumnezeu, dragii mei, îngăduie consecințe. Știți din ce cauză? Asupra păcatelor noastre. Sau ca și consecința păcatelor noastre, Dumnezeu îngăduie unele pedepse pentru că aceste pedepse ne disciplinează ca să nu mai păcătuim. Ca să nu mai cădem. Copilul care azi sparge un geam și nu e pedepsit, mâine va sparge toate geamurile. Nu? Copilul care astăzi minte și nu e pedepsit, nu? Copilul care nu stă ascultător în biserică. Aduc aminte că la 14 ani și eu eram cam neascultător la biserică. Dar am stat pe greunțe acasă, într-o duminică, cât timp au fost părinții la masă, eu stăiam pe greunțe. Și tare bine, deci mama m-a iertat de păcatul același tată. Dar au rămas consecințele păcatului, să știți, neascultări. Ce bine că astăzi putem sta pe genunchi fără greunțe, că am fost disciplinați la vreme, nu? Am fost disciplinați la vreme. Dragii mei, aș mai spune ceva înainte să închei. Un cuvânt mai greu, un pic. Atenție mare la verdictul care îl dăm altora. M-a făcut să plâng aceste versete. Deschideți împreună cu mine, dacă doriți. Mai sunt câteva minute și încheiem. În 2 Samuel 12. Un text care nu te poate lăsa fără lacrimi. Natan a venit la David și a zis, într-o cetate erau doi oameni, 12 cu 1, te rog să afișezi. Unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușă pe care o cumpărase. O hrănea, o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el. Ce a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Și acum vă rog să vă uitați la reacția lui David. Când știm că nu suntem noi, ci alții, cât de dur suntem. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și i-a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de
când e copilul altuia, când e soția altuia, când e soțul altuia, Domnul să-i arate să... când e soția ta, când ești tu, ascultați, și să dea înapoi 4.000, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Tu ești omul acesta. Un om dur cu alții și îngăduitor cu tine. Un om care știe să dai verdict de când auzi despre cazul cuiva, despre altcineva, dar cu tine? Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Ascultați, dragii mei, ce extraordinar cum a pus Dumnezeu aceste versete aici. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Cât te-am făcut pentru tine, o zis Dumnezeu? Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Am pus la strânul tău neveste. Ți-am dat casa lui Israel și Iuda și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu Biblia? Că atunci când păcătuiești, asta faci, disprețuiești Biblia. Disprețuiești Biblia. Făcând ce este rău înaintea lui. Ai lovit cu sabia pe Urie. Ai mințit, ai ucis și ai precurvit. Ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Da, Dumnezeu te iartă. Ascultați consecințele păcatului. Niciodată nu se va îndepărta sabia din casa ta pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat la tine ce nu era al tău. Trec peste câteva versete și spune aici așa, 13. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Nu mai zis David, sentința care am dat-o rămâne și pentru mine. Zice, Doamne, am păcătuit, eu sunt el. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l huliască, să vârși în fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Dragii mei, Dumnezeu nu-l omoară pe bogatul care avea foarte multe oi și boi. Îl iartă, dar ia 4.000. 4 din copiii lui David au murit. Unul nici măcar n-a avut nume. Mă gândesc cum a plâns Batșeba când a auzit că soțul ei a murit pe front. Știți că Urie beat, a fost mai înțelept ca David, treaz. Știți asta? L-a îmbătat David și a zis, du-te acasă la nevastă ta, ca să zică că a rămas cu tine însărcinat. Și a zis, Urie beat, când frații mei sunt la război, eu nu pot să fac asta. David, tu ai putut să faci asta? Eu nu pot să fac. Nu pot să fac. Dar mă gândesc cum a plâns David când Absalom i-a murit. Mă gândesc când i-a murit ceilalți copii cum a plâns David. Frații și surori, aș vrea astăzi Biserica Muntele Sionului să ne facem o analiză fiecare. Nu știu care sunt păcatele care le-ai făcut. O să spui, eu n-am prea curvit. Nu trebuie să prea curvești. E suficient să minți. O minciună te duce în ea. Auzi, eu n-am furat cum tirul, cum fură alții. E suficient să iei 5 șuruburi care au rămas la șeful tău și să le pui la tine și beri în ea. Eu n-am făcut lucruri grele ca David. Dragii mei, vreau să vă spun că avem lupte foarte mari în fiecare zi. Dar în luptele astea, în luptele acestea, avem pe un Dumnezeu care ne dă biruință. Cu o singură condiție, să rămânem lângă El. Rolul oii, am mai spus aici și o mai spun, nu-i să lupte cu lupul. Rolul oii să stea lângă păstor. Acela cade în păcat, care stă la marginea turmei și dă like-uri la fetele nepocăite. Și aici în sală și știe la cine mă refer. Acela care cade în păcat, care stă poate la margine și zice, nu mai am nevoie de rugăciune. Se poate și fără Duhul Sfânt merge în cer. Las că vin la biserică și vin mai târziu și plec mai repede. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne facă conștienți că noi avem de luptat nu cu frații, nu cu oamenii, ci cu duhurile întunericului. Și toată oșterea iadului s-a pornit împotriva noastră. Am o veste bună. Nimeni nu poate învinge pe Dumnezeul nostru, care luptă pentru noi. Nu știu care e păcatul care l-ai făcut. A murit un copil de un an jumate astăzi. Fratele Colonel Coțan, care a predicat la mormântare, astăzi a plecat la priveie acum seara.
A murit un alt frate lângă Baia Mare, 40 și ceva de ani, a căzut de pe schelă, în cap jos. Și în ambele cazuri am spus la telefon celor cu care am vorbit. Dacă eu plecat, înseamnă că a fost gata. Dacă eu am rămas, înseamnă că încă nu-s gata. Poate ești în viață astăzi. Știi de ce ești în viață? Că Dumnezeu ți-a mai dat timp să te pregătești. Doamne, ajută-mă la asta. Să-mi spăl haina în sângele de pe calvar. Și închei cu o mărturie frumoasă. Că poate îți spune că nu avem probleme cu păcatele mari. Deși chiar și pe familiști. Chiar și pe familie și păcatele mari. Umblă diavol. Știți? Diavol nu doarmă. Noi mai dormim, diavolul nu doarmă. Spunea un frate slujitor, un frate păstor, îmi spunea sâmbătă trecută, legat de un păcat mic, de cârtire. Am fost ceva la o biserică să predic Evanghelia, la ora 6 au început, m-au ținut pe bancă până la 11:30. Nu problema că rămâi pe bancă, ne place și nu au pe bancă la slujitor, nu-i problema de asta. Problema e că vii sute de kilometri și stai încă 5 ore și ajungi la casă la 4 noaptea și am tot cârtit, mă, ce mă ține până la 11:30? La 11:30 au pus o cântare, la 12:20 l-au pus pe fratele păstor să predice. Am predicat, la final, un om din sală a venit glonț la mine. Se vedea pe el că nu-i pocăit. Și spune, domnul pastor, la 11:30 mă îndreptam spre birt, aveam bani în buzunar ca să fac o consumație mare în seara aceasta. Și am trecut pe lângă biserică și am auzit cântări și predici. Și am auzit îndemnuri frumoase. Și la 11:30 am intrat în biserică, când m-am pus eu pe scaun dumitale pe ridicat să predici. Și vreau să spun că toată predica a fost pentru mine. Și vreau să mă pocăiesc din seara aceasta și vreau să fac botezul. Slăviți să fie Domnul! Dar spunea pastorul Cristi, în seara aia m-am pocăit de cârtire. Noi nu știm care sunt planurile Domnului, dragii mei. Poate uneori suntem nemulțumiți că întârzi autobuzul. Poate dacă nu întârzi autobuzul, erai prins în accidentul ăla cu câteva mai și mai în față. Poate uneori zici, mă, ce multe sacrificii. Nu știu dacă v-am spus și cu asta chiar închei cazul acela al unui frate. A fost chemat la o mormântare. Era fratele păstor, încă un frate presbiter. Când au plecat de la casa moartei spre cimitir, 15 km. Acum, pentru aia am ordinat pe unii, nu? Să care poveri. Ce să faci? Cea mai mare parte s-a urcat în mașină și au zis, vă așteptăm la cimitir. Voi pe jos. Slujitorii și cu sicriul. Pe jos. Ce să faci? Și chiar și fiul moartei, un om împotrivitor Evangheliei la maxim, un om care nu vrea să audă de Dumnezeu, s-a urcat în mașină și a zis către frații și slujitori, ne vedem la cimitir. În drum, nu doar că era distanța foarte mare, s-a pornit o ploaie, fragestul de ori, au zis fratele slujitor, în viața mea, parcă așa ploaie, nu mă opri niciodată. Ce să faci? Te urci în mașină? Merge cimitirul? Merge sicriul singur? Nu mai cum să faci asta? Ne-au dat tot și a mers 15 km pe jos. Am ajuns la cimitir și oamenii erau în mașini, tot uscați. Am făcut mormântarea cum am făcut-o. Un pic nemulțumiți de atitudinea oamenilor. Dar am zis, Doamne, pentru Tine am făcut-o până la urmă. La câteva zile au sunat fiul moartei. Și-o zis de păstor. Eu vreau să mă pocăiesc. Fratele păstor a zis, bun, dar la care predicator te-ai predat? La ce predicator? Păi cum te-ai? La care formație pe care am chemat-o din țară să... Nu m-am pocăit la asta. Și stăteam în mașină în cimitir și mă gândeam cum voi, oamenii lui Dumnezeu, veniți pe jos 15 km pentru mama mea. Și am zis, numai oamenii lui Dumnezeu pot să facă asta. Fără să cârtească, fără să murmure. Și eu pentru asta vreau să mă pocăiesc. Frate, surori, poate uneori suntem nemulțumiți, păcate mici. Poate uneori, zice, mă, o iuține, o mânie. Ăla de ce nu face? Numai eu să fac. O spunea fratele păstor, frate Cristi, nu știu pentru câte predici am răspat în cer, dar pentru ploaia aia de 15 km, sigur am răspat în cer. Domnul să ne ajute să mergem pe calea Lui. Vreau să încheiem cu o rugăciune, dacă cuvântul Domnului ne-a vorbit astăzi, poate pentru voi nu, eu trebuie să mă mai pocăiesc. Vreau să mă uit, dragii mei, și să spunem, Doamne, nu vreau să pierd Duhul Sfânt.
Când pierzi Duhul Sfânt, vii la biserică și nu mai ai lacrimi. Când pierzi Duhul Sfânt, vii la cântări și nu mai ai lacrimi. Când pierzi Duhul Sfânt, nu mai mergi la spitale, nu te mai doare de nimeni, numai de tine te doare. Poate spui, Doamne, am pierdut bucurie, nu mai am bucurie. Când intră salarul, Doamne, am mai mare bucurie decât atunci când cânt. De ce? Că ai pierdut bucuria mântuirii. Spun, Doamne, dă-ne bucuria mântuirii astăzi. Doamne, poate am pierdut curăția morală, curăția inimii. Dă-mi Tu, ca și la David, o inimă curată în seara aceasta. Și apoi vom cere la Domnul milă, ne vom mărturisi, vom cere iertare și vom spune, Doamne, ceea ce ai spus oamenilor care i-ai vindecat în Evanghelie, du-te să nu mai păcătuiești, ne-ai spus și nouă astăzi. Vrem să trăim în sfințenie, să Te așteptăm cum așteaptă o mireasă femeie îmbrăcată în haina de nuntă. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Ne ridicăm, ne rugăm și mulțumim.